mulțumim în mod deosebit că au participat la această întâlnire cu noi și ne-a adus un zâmbet și o bucurie fantastică. Cred că acum simțim cel mai bine. Am jucat în fața 10.000 de spectatori în Sibiu și jucătorii au fost foarte emoționați, dar acum cred că simt mai emoționați pentru că distanța între noi este foarte mică și foarte călduroasă. Simțim această căldură și ne simțim foarte obligați față de voi. Fundașul nostru de bază, Horica. Am adus astăzi, pentru că trebuie să ne apărăm puțin în linia de fund, Sergiu Bar. Aveți încredere în cei care sunt acolo la Bărința Sighetului. Și un sfat pentru voi toți, chiar dacă nu faceți fotbal, faceți sport. Este foarte important. Mi-am tras un glonț în genunchi, speram, dar mă bucură foarte mult, dar și pentru domnișoare și pentru fete, chiar dacă nu se practică fotbalul atât de intens în România, faceți alt sport, este foarte important, minte sănătoasă, un corp sănătos. Cum a fost meciul cu Rapid când i-a furat? Din păcate, aș dori să luați din sport partea frumoasă. Și nu dorim să folosim termeni că am fost furați, am fost... Cu toate că este un lucru deosebit de grav când copii de vârsta voastră vorbesc despre așa ceva. De aceea dorim să ne detașăm de lucrurile acestea. Luăm partea frumoasă. Pentru noi a fost o mândrie să jucăm împotriva Rapidului, un antrenor care este fost antrenor la Națională. Și am tras învățămintele din meciul acela pentru că și noi am făcut greșeli. Și nu încercăm să dăm vina numai pe lucruri colaterale.